No, saltare oameni, eu stic tătii tu meiții, uitați aici, vai full armură de diamant, nu de netherite, că n-a e. O 19. Și e bine, mai găsit în nostru de captive Minecraft și uitați stil pe tristul ăla cum stai și se uită la văcuții ales. A! E măcelar. Ok, îți înțeleg frustrarea mare. Like, să stai aici să uiți la toate vacile astea așa suculente, mamă ce ar merge o grătă. Mamă, olio. Na fi. Ce ziceam, da, bun venit la un episod de Captive Minecraft. Ok, bun. Deci hai, de ce mi-ai încentez eu pe aici oameni buni? Lapis nu, n-am infinit. Asta e clar. Ok, dar totuși aș vrea să știu unde l-am pus. Aici. Și haideți să începem să ne... Ală, să ne punem chestii, nu? Deci, asta am nevoie de... o să am nevoie de cărți. Ok, unde găsesc eu cărțile alea? Paper, sugar canes. Și sugar canes? Nu e sugar cane? Ce interesant. Afla ce liniștitor e Minecraft mă fără cartea aia ciudată de gen îți craftează chestii singure. Uai. Nu știu, mi se pare mai drăguț. Ok, let's see. Deci, cartea asta ce ne dă? Efficiency 3. Ok, chiar merge un efficiency. Da. Dar nu acum. Ce ar mai merge acum? Hai de să vedem pe boots ce ne pică. Am break. Fuck, am break. 3, atât de odibil. Oh my god. Power 4. Yes, power 4. Mai bune facem arc cu Infinity și power 5. Păi știți cum bate mă dragonul ăla? Ai de capul și de zilele lui îl desfințăm. Îl desfințăm. Bă, vă știți mă ce a desfințat? Bă, vă știți mă ce înseamnă să desfințezi ceva? Bă, să nu mai rămână nicio urmă, mă, numai ou ăla de dragon și portalul acela pornit ca să ne întoarcem noi aici în lumea noastră normală pe care o iubim noi din tot sufletul nostru. Ok, paper aici, book. Book-ul ăsta unde ceapă lui să pun? Ha. Uite ăsta aici, aici book, aici cocoabeans. Aici o să păstrăm noi din arcul ăsta ca un fel de backup în caz că pățin ceva, să sperăm că nu. Ok, și ar trebui să mă duc să mai fac rost de ceva XP, da. Ok, haideți să încercăm să facem XP live-ul ăsta, că gen, bă, bine, adică în fine pot să bat dragonul și cu armură de fier, dar eu nu, mai batem și noi timpul, că like, na, după aceea oricum o să mă duc la liceu și nu o să mai fac episoade și o să fie trist, poate nu o să mai fac de timp măcar, dar nu contează, ok? Haideți să ne bucurăm acum de ceea ce avem. Aaaa, i-a atât trecut pe lângă mine, că e simpatic. Să-ți dau bătaie. Stai mă, unde mă duc mă? Așa. De ce n-am bamut zombie aici? Ok. Hello? Vreți să mă bateți? Nașpa, că eu vreau. Aoleu, uite unde ăla. Ok, hai să vedem ce înseamnă arcul beacon, arcul infinity. Oh, asta înseamnă un bun arcul infinity. Nice. Ok, și haideți să ne băgăm aici în gropița asta noastră. Ah, perfect. Opa. Aoleu. Hai, hai mă, veniți mă cu a. Veniți mă cu a, mă, o să fac și eu aici niște XP pe voi. Ah, mă, firea voi să fiți de porci. Nia, nimă. Nia, mă, ce mă credeți că eu n-am sabie, a? Eu n-am sabie, ceapa voastră. Iată, mă, ăla. What the hell, lasă dus în afara border-ului, like, gen, pur și simplu, super fucking casual, fără nici măcar să-i pese, că e sfârșitul lumii și, ok.
Aoleu. U, stau totuși rot în flash-ul ăsta. Așa, mă, mai vin? A, numai 5, mă. Hai că aș vrea mai mult, gen, you know, vreo... De 10 ori pe atât? Da, nu prea interesant. Ok, bănuiesc că trebuie să aștepți să se sponeze și chestii de-astea. Cu fără ăsta l-am luat? Nu l-am luat! Ia uite, Milk Bucket, Gold Nugget, Arrow of Invisibility, Battle of Enchantment. Aoleu! Iată-l! E bună, dar nu poate să tragă chiar afara borderului. A, ba, da, poate. Am înțeles. Please, vii și tu mai repede că mă plictisesc. What the hell? Cine a fost mai aia? Sonic, ești ok? M-a bradă frumanadă madă. Ok, și voi gen aveți treabă cu mine, să înțeleg, nu? Da. Ha, ia mă, are ce mai fi mă pe aici? Uite-vă că acolo un cufăr. Vai, dar cum ajung la cufărul ăla? Ha. Hei, niște magmă! Ok, ok, asta e super ca lumea. Chiar aveam nevoie de niște magmă. Ok, hai să spun totuși la asta e cam... cam interesantă. Cam interesant de căzut în ea, vreau să zic. Ah, dar abia spunează frate-mă ceva, gen chestia asta, nu știu, e frustrant. Dar se spuneau mai mulți pigment ăștia. Și chiar aș avea nevoie de mai mulți, adică gen, dacă vreau să farmez, chiar am nevoie de, you know? Fermă ca lumea, uite acolo văd că e un double chest? Oh, dai un double chest acolo. Oh, uite, am găsit și aici un double chest. Holy hell, băi, ce erau cu fere ascunse tot timpul ăsta? Ia uite, apple, clay, gold nugget, mai mult lapte, regular... Hai că regular potato e ăsta. Hai că... A, uite, m-a pierdut. A, băi, mai are și drăguță chestii. Mai pot să arunc chestii, gen, dincolo de bordă, gen, nu pot să-mi arunc ăsta sau ăsta sau ăsta. No? Ba da pot. Repede undiță. Fuck my life. Băgam i-aș ceva în viața mea stupidă de om banal și idiot care sunt. Te rog frumos, pot să primesc și eu o undiță, oameni buni? Please? Ai de capul și de zilele mele. Da, interesant. Bravo, Mace! Bravo, Mace! Mai repede! Oh my god, mama, poate rămă fără durabilitate. Ia, târnă copul! Târnă copul, please! Ok. Să nu mai fac așa ceva în afara, în toată viața mea, să nu mai fac așa ceva.
my god, doamne. Cum să-ți arunci mai temere în halul ăsta? Zic, a, da, uite că gena nu merge, ne, și după când mă uit, bă, dar oare unde sunt itemele? Și face mă întorc și zic, like, ai de capul și de zilele mele. Da, suntem în regulă, mai bine, ok? Suntem în regulă, suntem în viață, asta e important. Ne facem noi aici frumușel, un turnuleț. De câte ori eram eu să fac o prostie pe seria asta, pe bune? Ba, gen, n-am ce să fac, mai bun. Pe gen, nu prea vin... Oh, ba, da, vin mobi. Nu! Ok, hai să scăpăm de la mai întâi. Că e foarte, foarte, foarte periculos. Ok, hai că aia nu dau în mine. O, frate, sabia mea șmecheră cu șarvenis. Să nu spui că poate să tragă prin chestiile alea că nebunesc. Nu, nu cred că pot. No, n-ai cum. N-ai că efectiv n-ai cum. Era doar un bug vizual. Nu-i așa mai bun? Nu-i așa că era doar un bug vizual? Aulă, dar nu-i așa că noi plecăm de aici? Exact. Ia, gen, nu plecăm acasă. Coborâm mai jos, că nu avem nevoie de XP ca să ne face și noi arcul ăsta cu power 5, cum îmi place mie. Da, bine, dar văd că gen... Ia o tâlpă asta! Băi, nebunule, ai de cap meu! Aoleo, ce bucată mi-am luat! Am mâncat și eu ce am avut. Uite-i pe ăștia. Ok, foarte interesantă experiența. Ce aș putea spune? Hai și tu mai repede că gen chiar vreau să plec. Ok, acum chiar că plec de aici. Da, știi ceva? Cred că mai bine o să farmez eu off camera și au și chestii de astea. Că da, nu se nu prea se merită. La 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 coconut 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 coconut. Oh my fucking god. Aoleu, uite-l și pe ăla. Ok, și v-a sus. Ha, sunt în viață. Ce frumos. Ok, totuși, băi, tot nu aveam suficient XP cât... nu știu, mă, băi, chiar nu știu, mă, ce aș putea să fac. Uite, mă, la aici, dacă dau cu chestiile astea, două sunt mine. Nu mai am? Oh, ba da, mai am. Ok. Ah, ok, bun, level 30. Ok, și acum enchantăm noi wait. Au cartea asta de aici, o iau și pe asta. Și ar trebui noi acum să putem să facem un power 4, astfel power 4 cu power 4. Ah, am nevoie de mai am nevoie de 3 bucăți de lapis, mă, pentru un ăsta de level 3. Am uitat. Oh. Asta nu e prea amuzant. Ok, și ăsta din nou power 4 cu power 4, right? Ok, bun, și power 4 cu power 4 și bun, hai să vedem că la gen dacă ne punem noi aici chestplate-ul, am breaking 3. Ok, ceva. Aici ce ne dă? Fire protection. Chiar n-am nevoie de fire protection. E gen chiar ultima chestie. Am breaking 2, poate ne mai dă ceva, gen, pe lângă am breaking 2 ăla. Dar gen, nu știu ce și cât să risc, you know? Ăsta e singurul nostru lapis. Și ar fi cam... E, dă-mi am breaking 2. Ok, n-am breaking 2, doar... Și mai avem că să mai facem bun necean de ceva. Am breaking 1 sau... Bă, mai bine aș băga pe pământ. Ia uite, ne-a dat și Blast Protection. Foarte frumos, foarte frumos. Ok, acum combinăm noi Power 4 cu Power... Nu, gen, arcul nostru frumușel cu Power 4 și noi Infinity și Power 5. Mamă, păi frate, băi, că mă jucam în Minecraft, mă, numai... Astea erau singurele două enchanturile care aveai nevoie, mă, parc. Infinity și Power. În rest, ce-o fi, o fi.
Deci, prieteni, aici cred că suntem pregătiți pentru dragon. Chiar, băi, deci chiar nu mă așteptam să bat dragon așa repede. Dar, na, cândva tot trebuie să-l bătem. Cândva tot trebuia să-l bătem, v-am să zic. Ha, ok, ce mai am eu nevoie? De fapt, uite, de exemplu, ce cred că pot să fac? Să-mi iau elitra cu mine, oameni buni? Oh, dar uitați-mă, cum văd? Avem cărțile astea două cu protection. Oh, ce bine, ce bine. Păi fiți atenți ce facem. Iau eu și pun... deci pe ce spun? Că pe... Tot spune că merge să pun și pe ăștia, gen chiar că am pus blast, nu merge. Fuck my life! Iar atunci pe cască și pe ăștia bănesc o să pun protection 2. Așa că știi că ai ideea că gen chest plate-ul oricum nu o să-l mai folosesc, deoarece o să-mi pun elitra pe mine. După ceva timp sau da, nu cred că mă nu cred că mă ajută prea tare. Uite, și să zicem că punem și flame-ul ăsta pe arc. Ia că n-avem ce să facem cu el, da, așa de flex, you know? De flexuial. Ne place să ne flexuim. Ok, unde ziceam că pun mâncarea aici, perla asta frumusică aici, ok, perlele o să le luăm cu noi. Torțe, gold nuggets, gold nuggeturile aici, gen, nu prea am ce să fac cu ele în afară de, you know, astea, gori. Blaze rod-ul, golden sword. Asta aici, lemn, da, lemn, luăm că, like, you know, toată lumea așa, lumea ceva lemn la el, că, na, lemn, ce ai să zic. Că ești battle of enchantment-urile astea le lăsăm noi aici, deoarece nu prea mai avem ce să mai facem cu ele. Acum o să trească să iau cu mine câteva stacuri de lemn, o săgeată. Fac și ceva, hai de tot să iau jumătate de stai de săgeți, că cine știe cum a pus Q din greșeală și... Și gen, uite, o să le pun așa, you know, ca să nu fac eu o prostie. Bine, nu că mi s-o fi întâmplat, dar nici nu vreau să mi se întâmple. Ha, dacă mi înțelegeți voi frustrarea. Ok, gen, ca pe bombă la counter, am water bucket-ul ăsta și gen așa. Și ideea știți care e, oricum, o să țin totem în mână, deoarece nu am ce să fac cu shield, like, gen, până la urmă mă bag cu dragon, ok? Nu mă bag cu ceva range, să zici că am nevoie de... Yeah, like, dragonul e range, dar trebuie să vină lângă tine să te atace. Cam asta ar fi singura filozofie. Deci, arcul power 5, sapie cu sharpness 4, Pickex cu... Pickex cu efficiency 5. Și era să le pierd pe toate după World Border. Hai de capul meu, bun. Suntem pregătiți, oameni buni. Nu mai am nevoie de nimic și de nimeni. Water bucket-ul îl țin acolo, perlele aici. Deci water bucket-ul va fi sufletul și inima mea. Uite, aici o să am o poțiune de health în caz că cine știe în ce motive aș putea eu să am nevoie o poțiune. Dar like gen oare stank funcționează pe range? Nu știu, oricum o să stau așa să mă uit. Dar da, mai bun. Asta este setup-ul nostru pentru dragon. De ce poțiunea de gen și de stent arată la fel? Nu știu, dar acum n-arată la fel. Versiunile recente.
Bun. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo de butonul de like, share și subscribe și mai ales ca să nu pierdeți următorul episod, drăgăi, bătălia cu marele Ender Dragon. Ok, gata, hai că nu mi-a ieșit efectul. De fapt, nu mi-a ieșit. Bine, în fine, hai. Ciao.